Bun, bun, bună ziua, bun, bun, bine v-am găsit la un nou video. Băi, oameni buni, vlogul de astăzi o să fie ceva de genul cum să obții un concediu medical sau cum să te îmbolnăvești de COVID, o stare de spirit. Băi, e ora 12, n-am dormit bine deloc, că na, eu nu dorm noaptea, eu noaptea midei. Deci, afară plouă de rupe. Eu sunt cu bicicleta în oraș, am făcut ceva cumpărături și plouă al dracului de tare, dar în schimb starea mea de spirit e minunată. Parcă mă simt ca un copil din ala mic care e așa euforic, fără un motiv anume. Probabil că ploaia nu spală păcate sau le spală. Da, deci mă simt al dracului de minunat, e atât de bine în ploaie. Starea asta o să mă coste probabil o săptămână de concediu. Aviz pentru șefii care mă urmăresc. Oricum sunt răcit, dar sunt în concediu de odihnă. Ploaia îmi dă peste cap construcția, planurile de construit. Asta e. Ce să facem? Și avem o minunăție de om care stă pe avarii într-un loc foarte îngust și dita mai coloana care urmează să-l ocolească. Ce oameni, frate. Deci mie nu vine să cred că există astfel de oameni, știi? Adică ce dracu mă miră că pentru a evita un impact frontal a trebuit să-mi pocnesc polonicul, da? Mă rog, asta e altă treabă. Deci oamenii sunt, e foarte important pentru ei să staționeze pe bară. Nu o să dau numărul auto, că după aia. Da, frate. Deci oamenii se schimbă, se dau dracului, se dau, of, Doamne, unde am ajuns și unde suntem. M-a prins ploaia foarte tare. Cred că o să mă adăpostesc într-o scară de bloc până se oprește un pic, dar starea mea e euforică, e aceeași. Da, așa fac eu când am stări de gen. Deși se întâmplă extrem de rar să am. În ultimii 2 ani de zile, nu știu dacă am avut vreo zi în care m-am simțit la modul acesta. Să pun bicicleta aici și o să vă arăt și vouă niște cadre din alea șmechere, așa cu ploaia. Deci după cum se vede, o să dau așa să nu... Că auziți ploaia. Ceea ce auziți voi pe fundal este ploaia, da. Da, da, da. Ploaia nu spală păcate, măcar de la spăla pe toate. Da, mă, oameni buni, aici. Ah, ba nu, mă, mint, am mai avut o stare de genul ăsta când am făcut TikTok-urile acelea pe la rulotă. Mi-am adus aminte. Da, mă, fraților, mă, deci am, mai am stări de genul ăsta. Se pare că doar ploaia mi le aduce. Deci cum să ai o stare de spirit? Păi, oameni buni, până la video viitor, să fiți iubiți și să ne auzim cu bine.